ziua, sunt Gabi, suntem pe data de 15 noiembrie, suntem la pescuitorul doamnei, vrem să încercăm cu muscă artificială și cu buldog. Foarte cald și sunt la suprafață după musculiță. Musculițele. A fost un atac la muscă. E curent și în curentul ia gâzele. Hai să le scoatem, să lansăm din nou. Am avut două atacuri. Băieții la treabă, fac cercuri pe apă, ia. Buldo este pe mal, da? Și muștile vor să cadă pe apă. Ia să le vedem. Le mai aproape așa. Le vedeți că se joacă? Ia uitați. Vedeți doar muștile. Buldo e pe mal. Las musculițele. Începem să ne jucăm puțin. Să le lăsăm pe apă. Tragem și Buldo pe apă. Hai, jos, 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 un pic, gata. Am avut un atac unde a fost cercul la muscă. Două atacuri. Deci în spatele pomului. Le dăm din nou. În spatele pomului au fost două atacuri. Să dăm din nou. Cade buldo. Musculițele. Să le jucăm puțin să-i placă lui. De impresia că sunt naturale, le mai oprim, le mai mișcăm. Acolo, spatele pomului, e toată treaba. Nu mi se prinde el de șmecheri. Înțepat, așa, așa, așa. Drill cu el că se duce de vale. Măricei sunt foarte mici aceștia. Ia să-l vedem. Un clen micus pălmaș așa, dar are și frăzi mai mari. Așa. Încercăm să lansăm acolo. Să vedem ce surprize mai avem, că au mai sărit acolo. Deci treaba e că pe data asta ne distrăm la suprafață cu ei, da? Să vedem. De buldo. Ia, am săpat altul. Așa, drill. Treaba e să avem firul întins. Când cade pe apă, el le atac. Un micuț, la mușcă portocalie. Thank you.
muscă portocalie. Musca angurașa. Deci toată treaba este acolo și în spatele pomului unde stă în afară și pe curent acolo. Acolo e mai lent, aici pe principal, mână jumate este mai mare curent. Zona aia de atac. O să mai încercăm. Într-o crăpă. Deci să se rămâște. Am recuperat. Mai sunt și probleme din acestea. De-aia am luat și cizmele. Mai suntem din nou, mai jos puțin. Da, vedem un buldo? Ia să vedem. Mulțumesc, da? Curge pe apă. Sunt două atacuri opus. Unde se fac cercurile la muscă sunt atacuri de plen. Se dăm puțin mai jos. Am văzut că joacă mai jos puțin. Încercăm să păcălim și acum. Dați și oprit. Și cum musca merge pe apă. Sau dacă nu. Dacă nu, jupa de papă și le atacă. Jupa de papă. Dar din nou. Zumzeim doar puțin apa, doar prima o ridicăm. Acum nu am avut atacuri, o să dăm în spatele pomului acolo unde am avut. Am cu risc, da. Începem acolo, nu dăm prea tare. E bine așa, acolo așa. Să vedem ce se întâmplă. Ia, muștile cad pe apă. Buldo încă n-a căzut. Am avut un atac, l-a văzut. Unde a pus val, dar a scăpat. S-a dus pe curent acum. Vedem în zona aceea. Unde sunt atacuri. Și el. E atacat așa finuț. L-a și scuipat. Stai mai de capul lui acum. Păcălim unul. Important e că se ridică, știți? Asta e ideea. E interesant. Uite, sunt și mai jos puțin. Pe acolo, așa. Să dai eu puțin mai departe, să trec prin vadă la acolo. Sunt și mai jos la apă mică.
atacat. Frumos. Iar a atacat-o și pe curent aici. De vale. Să-i mai dăm în zona aceea. Dacă a atacat el de 3 ori. Două atacuri din prima. Trei atacuri am avut acum. Noi încercăm pe zona aceea. De sarca nebună deasupra. L-am înțepat, am jucat o sculă asupra fața apei. L-am înțepat. Sunt micuții, cred că de-aia nimeni nu se înțeapă așa. Sunt micuții așa, dar l-a zis cu cea. Deci v-am arătat că și pe data de 15 noiembrie se poate prinde cu buldula și cu musca artificială la suprafață și este foarte interesat. Atâta timp cât zboară musculița, îl putem păcăli. Și trebuie să insistăm de mai multe ori, dacă s-a împăcălit 2-3 într-un loc și mai vrea, încercăm și în alt loc. Restul vă doresc fir întins și vă uitați pe www.flysfishing.ro, flysfishing.ro, pentru că site-ul este de drum. Pentru a vă învăța și vă arăta și alte râuri și alți pești și pe ce perioade în plamă artificială. Numai bine și fire întins!